abatoarele, supermarketurile, magazinele alimentare, carmangeriile, fermele, târgurile și piețele vor fi controlate cu insistență în perioada următoare de către inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor OLT. Aceștia, împreună cu reprezentanții Direcției de Sănătate Publică OLT, vor lua probe din lapte și carne pentru depistarea bacteriei E. coli. Sunt vizate carcasele de bovină și ovină, carnea tranșată sau tocată, dar și cea preparată, laptele crud și cel pasteurizat. Controlele se desfășoară în cadrul Planului Național de Control al Autorității Naționale Sanitar-Veterinare, care a debutat ieri și se va finaliza la sfârșitul acestui an. Rezultatele verificărilor vor fi făcute publice săptămânal de către inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. A început bacul special, acesta se va desfășura în perioada 16-26 mai la Brașov și este organizat pentru elevii care din motive întemeiate nu pot susține examenul maturității la data stabilită de Ministerul Educației. Printre cei 258 de elevi înscriși s-au numărat și doi olteni, doar unul dintre ei prezentându-se. Singurul licean care susține examenul maturității în aceste zile la Brașov este Narcisa Verde, elevă în clasa a 12-a la liceul cu program sportiv din Slatina. Ea a ales să dea bacul mai devreme pentru că luna viitoare va participa la campionatul mondial de handbal junioare fete. Astăzi a debutat la Corabia cea de-a 17-a ediție a concursului național de folclor pentru copii și tineret Floare de Tei. Acesta se va desfășura pe mai multe secțiuni la care sunt așteptați să participe aproape 1500 de mici artiști din peste 8 județe ale țării, precum Maramureș, Alba și Timiș. Tinerii participanți vor prezenta în spectacol, indiferent de secțiunea la care participă, folclorul tradițional specific zonei din care provin. Manifestarea a debutat cu o paradă a portului popular. Concursul propriu-zis se va desfășura pe scena amplasată în Piața Independenței în perioada 17-21 mai, iar festivitatea de premiere va avea loc o zi mai târziu. Administrația locală din Slatina ia în calcul reintroducerea sistemului de parcare cu plată după ce a preluat de la falimentarea imobiliare Consloc atât parcările, indicatoarele de orientare, taximetrie și stații de autobuz, cât și autospeciala pentru ridicarea și transportul autovehiculelor. Deocamdată nu se cunoaște data de la care se va relua plata locului de parcare și nici cât vor trebui să achite proprietarii de autoturisme pentru locul din parcările curente și cele ocazionale. Tot ceea ce se știe este că parcarea se va face din vară după un nou regulament care va fi supus transparenței publice pe site-ul primăriei. Acolo, slătinenii sunt invitați să spună părerea cu privire la cum ar trebui să fie disciplinați șoferii care parchează la întâmplare. Spitalul din Corabia se confruntă de ceva timp cu o criză acută de medici după ce mai mulți specialiști fie au ieșit la pensie, fie s-au transferat către alte spitale mai mari. Conducerea unității medicale face eforturi pentru a diminua criza de medici. Deși a scos în nenumărate rânduri la concurs posturile, nu a reușit să angajeze până acum niciun medic. La ultimul concurs organizat au fost scoase 8 posturi, dar nu s-a prezentat niciun medic. Spitalul Corabian are nevoie urgentă de 2 chirurgi, un medic specialist orele, un medic internist, un neonatolog, un specialist în medicină de urgență, un radiolog, un pneumolog, dar și un pediatru.